Bună ziua! Astăzi vom susține un curs dedicat studenților de la anul 2, specializare administrație publică, din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică a Universității Constantin Brâncuș din Târgu Jiu. Tema cursului de astăzi se intitulează Creativitatea și gândirea critică. Prima oră o vom dedica numai studenților de anul 2 AP, Administrație Publică, iar ora a doua cursului vor intra și studenții de anul 3, Relații Internaționale și Studii Europene, și vom face un curs, continuarea cursului duplex cu persoana care predă la RISE, la specializare în relații internaționale și studii europene, domnul cercetător științific Aron Jinaru, care și vom transmite împreună. Acum vom stabili câteva lucruri legate de creativitate și gândirea critică. Vom arăta câteva aspecte legate de terminologie, istoric și rolul, importanța pe care creativitatea și gândirea critică și această relație, să spunem, de interferență, creativitatea și gândirea critică, și aș putea spune că poate să fie și o relație biunivocă, în sensul că creativitatea influențează gândirea critică și la rândul ei gândirea critică potențează creativitatea. Deci cele două cursuri, acestea sunt gândirea critică și metodologia cercetării științifice. Acum, deci, ne vom adresa anului 2, administrație publică. Deci creativitatea are un potențial și ca atare poate să fie îmbunătățite pe parcursul vieții fiecarei persoane. Deci ne naștem cu o anumită doză de creativitate, de dorință de a descoperi, de a căuta, de a iscodi. Dar creativitatea, luată stricto sensul, are originile latinești. Creare înseamnă în limba latină a zămisli, a făuri, a naște. Dar creativitatea ca noțiune a fost introdusă abia în 1937 de Gordon Albert, care a arătat adevărata potențialitatea creativității, necesitatea acesteia și, bineînțeles, rolul și importanța. A devenit o noțiune atât de importantă încât și atât de și de interesantă că face parte și din dicționarul Oxford. Ca atare este o noțiune extrem de importantă și ne adresăm, sigur, cercetătorilor. Cercetătorii au nevoie să își dezvolte această creativitate pentru a putea să realizeze cu mai multă ușurință ceea ce își propun să cerceteze. Deci, avem de-a face cu o noțiune care de aproape 80 de ani este, de mai bine de 80 de ani a fost introdusă oficial și care, din păcate, nu s-a ajuns din partea specialiștilor la o denumire comună, la o definiție comună. Și chiar sunt foarte multe elemente contestabile de unii sau de alții care cercetează creativitatea. Cert este că o astfel de noțiune este complexă, are mai multe componente, dar în stricto sensul se referă de fapt la realizarea unei descoperiri. Avem nevoie de o idee, așa cum spunea Constantin Noica, e nevoie să ne caute o idee și transpunerea ei se face prin
trebuie să respecte originalitatea, trebuie să respecte unicitatea și utilitatea. Deci avem de-a face cu utilitate socială. Deci nu orice descoperire, orice lucru care poate să intre în zona aceasta a creativității. Deci trebuie să îndeplinească cele trei elemente, cele trei funcții, să spunem, de care vorbeam, respectiv utilitate, unicitate și originalitate. Câteva din definiții, pentru că am selectat doar câteva definiții care pot să fie, sigur, notate, dar este la interferența, creativitatea la interferența abilităților cu aptitudinile și care generează noutate. E bine, în privința aceasta avem câteva definiții de Alexandru Roșca, de Popescu Neveanu și câteva lucruri care sunt mai succinte. Creativitatea este capacitatea de a modela experiența în forme noi și diferite, referindu-se la capacitatea de a modela experiența. Deci avem de-a face cu ipoteze, dar ipotezele se pun sau sunt elaborate de către persoane care sunt pregătite în domeniu. De aceea, o verificare a unei ipoteze, dar nu oricum, ci din partea unei persoane care este bine documentată în asupra fenomenului sau a acelei situații pe care sau obiectului sau subiectului cercetării respective. Deci, din acest punct de vedere, avem de-a face și cu o experiență care înseamnă o experiență dobândită, iar achiziția acestei experiențiale sunt materializate prin elaborarea unor ipoteze care pot să fie verificate și eventual validate de către cercetare, de către creativitate, prin intermediul creativității. Creativitatea este procesul modelării unor idei sau ipoteze, al testării acestor idei și al comunicării rezultatelor. De asemenea, o altă definiție după Jean Piaget, foarte cunoscutul Piaget, creativitatea este o acomodare cu depășire. Foarte interesant acest termen, depășire. De fapt, înseamnă elementul de noutate pe care îl aduce, obligatoriu. Deci, acomodare, dar cu depășire. Deci, trebuie să aducem elementele de noutate, pentru că trebuie să descoperim ceva. De asemenea, alte definiții, creativitatea este abilitatea de a produce ceva nou și adevărat. Deci, când discutăm despre adevărul, descoperirea adevărului prin cercetare, creativitatea intervine și are această menire. De asemenea, creativitatea este forma superioară de manifestare comportamentală a personalității creatoare prin care se produce în etape un bun cultural original, cu valoare predictivă pentru progresul social, cum spune Stoica, apud Stoica sau după Stoica. Și de asemenea, creativitatea este capacitatea de a modela experiența în forme noi și diferite și, în sfârșit, e vorba de a percepe în mod plastic și de a comunica altora experiența unică. E foarte adevărat că a fost o lungă perioadă de timp, creativitatea era în zona aceasta, în zona artei, acolo era creativitatea mai mare, ceea ce nu este, s-a demonstrat că în orice domeniu poate să fie creativitate și, bineînțeles, fiecare persoană, așa cum spuneam, are o anumită doză de creativitate care poate să fie îmbunătățită, dezvoltată. Așa, în stricto sensu, într-un singur cuvânt, ce ar însemna creativitatea? În primul rând că ea stimulează. Stimulează pe cercetător, stimulează realizarea, descoperirea.
se învață. Deci, nu este doar o simplă moștenire, să zicem, din partea unor persoane, ea se învață efectiv prin antrenament, prin exercițiu și există tehnici, există metode de, și o să discutăm asupra acestor metode, prin care putem să ne îmbunătățim creativitatea. Ea se conduce, deci partea din zona managerială, se experimentează, ea se trăiește efectiv, este după metoda de cercetare acțiune, adică văzând și făcând, deci este vie și se răspândește, are puterea aceasta de diseminare. Acum, legat, dând o definiție, să spunem, o altă definiție, pentru că, vă spuneam, sunt de ordinul sutelor, definiția aceasta, creativitatea este o facultate superioară a omului, un proces psihic de identificare a posibilităților noi, de asigurare a unor elemente disparate, mai mult sau mai puțin depărtate, constând în cunoștințe acumulate prin studii sau experiență, combinarea realizată reprezentând o creație științifică, tehnică sau artistică. Se constituie un bun material sau spiritual util societății. Deci, nu orice fel de descoperire intră în zona creativității. Trebuie să fie utilă societății, adică trebuie să fie un bun material sau spiritual necesar societății. Câțiva din factorii psihici, factorii creativității. De exemplu, factorii cognitivi, factorii monocognitivi, factorii sociali, factorii biologici. Și acum, pe fiecare în parte, când este vorba de factorii cognitivi, discutăm despre cei intelectuali și despre aptitudini, cei monocognitivi se referă mai mult la partea de motivație, afectivitate, atitudine, zona conativă. Factorii sociali, aici avem partea de factori culturali, educativi, mediu, socioeconomic și așa mai departe, iar biologici ține de persoane, că e vorba de vârste, că e vorba de gen, deci diferențe de sex și așa mai departe. Acum, câteva elemente care sunt în legătură directă cu creativitatea. Adică nu putem să discutăm despre creativitate fără imaginație, de exemplu, dar și inteligența. Acum, inteligența, sigur, joacă un rol important în procesul creativ, aptitudine, care corespunde în general gândirii și ea poate fi o condiție necesară, dar nu și suficientă pentru creativitate. Și să vedem care este raportul. De exemplu, toți indivizii care manifestă un grad înalt de creativitate sunt și foarte inteligenți, dar nu e și reciproca valabil, adică sunt mai puțini din cei cu grad înalt de inteligență și creativi. Iar imaginația, de care vă spuneam că este, de fapt, pasul necesar pentru a fi creativ, este o componentă importantă în procesul de creație. Procesul creație nu poate fi conceput fără aportul imaginației, pentru că de acolo, mă rog, sunt ideile și imaginația este necesară fiecare dintre noi în condițiile vieții obișnuite. Superioritatea imaginației constă în realizarea oricărui fel de combinații, de construcții, de prototipuri, modele, realități noi și așa mai departe. Ori tocmai aceste combinații, aceste construcții sunt specifice, de fapt, creativității și prin intermediul imaginației. Dacă vorbim despre potențialitatea creativă, despre potențialul creativ, acesta este educabil, adică în sensul că este, poate să fie îmbunătățit, poate să fie prin instrucție, prin educație, poate să fie îmbunătățit. Și sigur că, mă rog, putem să spunem că sunt copiii la naștere posedă o anumită potențialitate creativă, evidențiată de o anumită flexibilitate, fluență, sensibilitate a scoarței cerebrale. Iar ulterior, procesul educației sporește potențialitatea
în funcție de dezvoltare și manifestarea factorului intelectual, de aptitudini și așa mai departe. Dar acest lucru se produce dacă există și condițiile necesare și dorința efectivă a persoanelor de a-și îmbunătăți creativitatea. Și aici aș face o paranteză, pentru că o să discutăm în ora a doua, când o să arătăm, mă rog, câteva filmulețe legate de Ken Robinson, de marele Ken Robinson, care prin speech-urile sale, prin cuvântările pe care le-a avut în cadrul Technology Education, în cadrul TED-ului, arată că școlile sunt cele care distrug creativitatea. Are o carte foarte interesantă, una dintre cărțile sale, Școli de Creative, unde face o pledoarie pentru creativitate și arată că de vină este școala, că nu dezvoltă creativitatea, pentru că copilul se naște cu această cu creativitate. Dar dacă se pierde pe parcurs, asta este din vina școlilor. Și faptul că se utilizează foarte mult memorarea. Sigur, și memorarea este utilă, dar nu trebuie să fie preponderentă în actul de învățare. Și aceasta, și mai ales standardizarea, aceasta omoară, distruge creativitatea. De aceea se impune o altă formă de forme noi sau metode noi de predare, în care să fie luate în calcul sporirea, îmbunătățirea creativității, iar o să discutăm puțin mai târziu, jocurile sunt extrem de importante, partea aceasta de gamificare, pentru că trebuie să fie plăcută predarea, trebuie să fie atractivă, ori lucrul acesta se poate realiza prin intermediul gamificării și acest lucru, cu cât este grupa de vârstă mai mică, cu atât trebuie să fie această zonă de aplicare a jocurilor mai mare, pentru că intervin competițiile, cooperările, intervin formele acestea de asociere și, sigur, prin intermediul jocurilor care trebuie să fie atractive. Dar acestea se pot realiza prin softuri educaționale, nu orice joc este important. Comportamentul de tip creativ, deci comportamentele acestea pot fi educate. Asta este esența. Deci pot fi educate. Deci nu este un dat natural. Ca orice altă acumulare se poate face printr-o instrucție specializată. În primul rând, prin stimularea diferiților factori care sunt implicați în desfășurarea lor și în asigurarea mediului favorabil acestor manifestări necesare, care sunt creatoare pentru elevi, studenți și așa mai departe. Modelul permanent este însuși cadrul didactic și acest lucru este extrem de important. Cadrul didactic, de aceea partea aceasta de predare online nu poate să fie niciodată o alternativă la învățământul clasic, la învățământul tradițional. Nu, este o parte de complementaritate, deci nu o alternativă. Dar din motive, sigur, independente de voința noastră, din cauza pandemiei, se recurge la această variantă de predare online, dar niciodată nu poate să fie echivalentă cu predarea clasică, cu predarea față în față și cu, mă rog, antrenarea, mai ales a tinerilor educabili, care pot să fie într-un fel mai ușor conciliați prin și de a utiliza mai ușor coachingul pentru a putea să fie mai bine motivați. Deci, cadrul didactic este modelul permanent prin care se face și prin relațiile cu elevii și prin organizarea procesului instructiv educativ. Deci este un model și acest lucru trebuie să fie înțeles. Nu trebuie să pretindem din partea elevilor sau studenților ca ei să fie perfecți, iar noi doar să-i
cravașem în sensul de a-i dirija, dar în modul acesta chiar coercitiv, sigur, nu neapărat în coerciția fizică. Sunt acei factori cognitivi și monocognitivi și aici doar câțiva dintre ei, de exemplu, sensibilitatea față de probleme, sensibilitatea la implicații, fluiditatea care înseamnă, de fapt, posibilitatea de a ne imagina în scurt timp un număr mare de idei, imagini, situații. Și acest lucru, să știți că face diferența între persoane care sunt imaginative, creative, tocmai prin faptul că dacă se poate testa, se pot testa elevii, studenții, prin afișarea unei imagini și pot să dea titluri, diferite titluri, ceea ce sugerează imaginea respectivă. Cu cât sunt mai multe și sigur și argumentate, cu atât înseamnă că există o fluiditate mai mare, că există o aturi pentru a avea o creativitate mai mare. Flexibilitatea, de asemenea, apoi sunt alte lucruri legate de originalitate. Originalitatea este un aspect important din acel trio de bază al creativității, apoi ingeniozitatea, am vorbit despre imaginație și ingeniozitatea, o capacitate de a rezolva probleme cu eleganță, iar apoi redefinirea și elaborarea. Aceste lucruri sunt importante și formează acești factori cognitivi și monocognitivi și non-cognitivi. Ceilalți factori, factorii sociali despre care am vorbit și factorii biologici care țin de gen, țin de vârstă și așa mai departe, iar factorii biologici i-am denumit. Dar aceasta e o prezentare, să zicem, într-o imagine sinoptică a principalilor factori care influențează creativitatea. Ei bine, creativitatea, ca să punem în evidență toate aspectele pe care le generează și de care este influențată. Și avem foarte multe aspecte. Să pornim de la doctrină, la inteligent, deci persoana să fie inteligentă, fertil, interpretare. Vedeți, aceste noțiuni sunt toate legate, o parte, de fapt, din ele, sunt toate legate de creativitate. Descoperire, formare, inovare, originalitate, creație, ajutor, ingeniozitate, talent, inițiator, inspirație, inventator, lateral. Gândirea laterală este o metodă o să revenim asupra ei pentru că este foarte importantă, de stimulare, de dezvoltare, de îmbunătățire a creativității, arhitect, formator, maestrie și așa mai departe. Deci aceste elemente sunt în directă legătură cu creativitatea, în sensul că este influențată de unele dintre acestea, dar ne și generează. După Taylor sunt clasificate câteva din niveluri, sunt arătate nivelurile creativității. Și aici avem luată de jos în sus creativitatea expresivă, creativitatea productivă, creativitatea inventivă, inovativă și creativitatea emergentă. E bine, creativitatea expresivă este cea fundamentală, cea de bază, aceea care este în orice zonă a creativității. Dar aceasta se poate, ce înseamnă asta? Că există o libertate mai mare și oportunități diferite. Cel mai simplu lucru ar fi să ne uităm la copiii, la copiii care desenează. Ei acolo sunt inventivi, sunt spontani, sunt o libertate totală de acțiune. Și aceasta, deci, ar fi zona creativității expresive. Creativitatea productivă se referă la cei din domeniul tehnic, la tehnicieni. Și aici sunt anumite elemente care, anumite însușiri pe care le dobândesc și în același timp le modifică modul de exprimare a creativității.
Iar la creativitatea inventivă, sigur, avem de-a face aici cu, cu invenții, cu descoperiri, dar în acest, în acest domeniu se pun bazele unor noi tipuri de relații, dar și utilizarea unor metode care să folosească deci metode noi care să folosească vechile relații. La creativitatea inovativă, avem de-a face, sigur, cu inovații, dar aici este vorba de a acoperi un domeniu, acoperi un domeniu complet, dar după aceea abordarea este cu totul alta. Creativitatea emergentă este, să spunem, creativitatea de la cel mai înalt nivel. Aceasta se realizează de către o parte redusă, mă rog, o parte mică de persoane care sunt geniali. Aici intră în zona genialității. Și sigur, sunt idei, sunt principii care revoluționează, care schimbă și care dau un conținut substanțial cu privire la, la cunoașterea umană și de aici cu schimbările revoluționare pe care pot să le fac. Alte relații care țin de creație, de fapt e vorba de dimensiunile creativității și anume avem procesul creației și imediat o să discutăm despre fiecare în parte, pentru că aici intervin anumite elemente, componente, personalitatea creatoare, produsul creației și mediul în care emerge creația. Acum luăm pe fiecare, după Graham Wallace, procesul creației ar avea următoarele faze. Prepararea, incubația, iluminarea și evaluarea sau verificarea. Avem la prima fază, la preparare, avem acest, care este, sigur, este o fază inițială și obligatorie, dar avem sub etape. Sesizarea problemei și formularea în termeni foarte clari. De aici se pornește, de la definirea acestei probleme și trebuie să fie explicată în termeni foarte clari pentru a ști ce anume vom aborda. După aceea, analiza problemei. În privința aceasta e nevoie de o documentare solidă pentru a, nu numai de a fi în temă, dar și de a putea să elaborăm acele ipoteze despre care vorbeam la început. Și apoi enunțarea și testarea diferitelor ipoteze rezolutive. Deci, aceste ipoteze, după ce au fost elaborate, enunțate, trebuie să fie și testate. Incubația este o perioadă de gestație, o perioadă pasivă, când se lucrează chiar în subconștient. De multe ori, puși în situația să realizăm un lucru, chiar îl și visăm. Atât de preocupați suntem de acel subiect pe care situația să o rezolvăm, încât ne stăpânește și putem să găsim soluții cu totul și cu totul întâmplătoare. Aici intrăm în zona serendipității, adică, dar cine ajută, cine este ajutat, cine are noroc în asta? Cei care sunt pregătiți. Și avem atâtea exemple în privința aceasta, inclusiv cu antibioticele și așa mai departe. Sunt foarte multe exemple, dar serendipitatea este genul acela, unde dai și unde crapă. E bine, dacă suntem pregătiți, știm exact despre dacă apare un,
o variantă pozitivă, o oportunitate și o putem să o valorificăm. Deci aici este chiar modul inconștient și este o perioadă pasivă, chiar de abandonare. Deci este o persoană, este o perioadă de latență, dar care lucrează, deci în interiorul nostru mental se lucrează. Iluminarea este momentul disruptiv, este momentul eclatant, momentul în care apare soluția în câmpul conștiinței. Acel moment, evrica a lui Arhimede, când a găsit soluția, și sunt atât de multe exemple în care se exprimă cercetătorii respectivi, inventatorii, s-au exprimat în diferite feluri. Iar la verificare este faza finală a procesului creator, în care soluția găsită este testată, examinată pentru eliminarea unor posibile erori sau lacune. Sigur că, din punctul acesta de vedere, nu toate descoperirile, nu toate cercetările duc la un final fericit. Așa cum s-a discutat în cursul anterior, sunt pe perioadă foarte îndelungate și e foarte posibil să nu se rezolve, să lucreze o viață întreagă un cercetător la o idee, o ipoteză în care crede și pe care nu poate să o rezolve din diferite motive, inclusiv cele legate de mediu sau nu sunt instrumentele necesare. Știința n-a ajuns la nivelul la care se ofere instrumentele pentru a putea să realizeze, să valideze ipoteza respectivă. Apoi, aici, sigur, este tocmai pentru a pune în evidență și procesul gândirii creative, pentru că peste tot în lume lucrurile acestea sunt într-o căutare permanentă. Și vedeți, da, problema complexă și imaginația, să trece prin acest malaxor inovare, de a inova și de a inventa, se ajunge la creație, dar, atenție, să trebuie luate în calcul toți factorii acestea exogeni, obstacole organizaționale, personale, de mediu, alte obstacole și așa mai departe, și se ajunge la creație, după care, prin feedback, se ajunge din nou și se reia acest ciclu. Personalitatea creativă este extrem de importantă, este creatorul, este cel care descoperă, este cercetătorul. Ori acest creator trebuie să aibă foarte multe calități, trebuie să aibă ambiție, trebuie să aibă tenacitate și uitați cât de multe calități ar trebui să îndeplinească un astfel de creator pentru a ajunge la nivelul, sigur, de top, discutăm de... Trebuie să aibă perseverență și voință. Nu se poate altfel, fără a fi tenace, fără a duce la bun sfârșit descoperirea respectivă sau, mă rog, cercetarea respectivă, indiferent de condițiile care sunt și de obstacole respective. Trebuie să aibă deschidere către experiențe noi. Trebuie să aibă o motivație intrinsecă, interese și preocupări variate, non-conformism epistemic. De fapt, creativitatea, să știți că are această doză de intervenție în mediul haotic. Adică trebuie să fugă de conformism. Pentru că altfel intrăm într-o gândire critică, intrăm în lucruri care, mă rog, sunt la nivelul obișnuinței, dar trebuie să ieșim într-un astfel de cadru pentru a putea să găsim noi idei, noi situații, noi fenomene. Deci descoperirea se poate face în medii care sunt neconforme. Toleranță la ambiguitate, curiozitate, sigur, una din calitățile esențiale, asumarea riscului. Din păcate, în cercetarea
noastră și, mă rog, din partea asta a Europei, riscurile nu prea sunt luate în calcul, adică se face o cercetare, automat trebuie să fie și rezultate pozitive. Un lucru acesta este de departe cel mai bun, pentru că se ajunge să se cheltuiască resurse financiare, umane, informaționale, materiale și așa mai departe, în condițiile în care nu se poate regla. Merge pe o pantă greșită, dar trebuie să meargă până la final. Ori metoda și, până la urmă, transformată metodologia Lean Startup, pe acest lucru se merge. Adică de a merge până la capăt, până a găsi un model. Dar e vorba de foarte puține resurse. Deci nu mergem la tot angrenajul sau în toată cercetarea și să luăm tot lotul și să-l rostogolim până la final, până la rezultatul final, ci o mică parte, și e posibil ca această parte să nu fie cea valabilă, adică să nu se creeze acel minim valabil care poate să contribuie la dezvoltarea, să spunem, cercetării respective sau afacerii, adică de a se crea acel bulgăr care merge la vale și pornește și se mărește permanent. E bine, tocmai acest lucru trebuie luat în calcul și Lean Startup-ul ia în calcul că trebuie să ne asumăm riscul. Dar riscul se produce dacă îl acceptăm din start și dacă nu descoperim acel model necesar pentru continuare, atunci se pivotează, se virează și se renunță la... Și, efectiv, resursele respective sunt trecute în zona pierderii. Dar putem să reluăm decât să ducem totul să ajungem la rezultate negative cu toată cercetarea și cu angrenarea unor resurse de mari dimensiuni. E, sigur, mult mai bine să facem acest lucru, de a avea numai o singură parte și să mergem până la capăt, desigur, de a parcurge toate etapele, dar vedem unde sunt deficiențele și ce putem să înlocuim. Fondul emoțional trebuie să fie bogat, deci vorbeam despre emotivitate și mai departe, aici vorbim despre inteligența emoțională, care este extrem de importantă pentru a potența zona de creativitate, încredere în forțele proprii, urmărirea unor scopuri de perspectivă, simțul umorului și, sigur, avem și partea de atracție spre complexitate. Simțul umorului nu este întâmplător, pentru că o încrâncenare foarte mare duce la o crispare, la o voită implicit, se ajunge la o creativitate redusă. Dar prin intermediul acesta al deschiderii, al laturii umorului, se poate rupe de, să spunem, de acel eșec eventual, sau preconizarea unui eșec, se ia totul în derâdă și se pornește de la capăt sau se aduc acele informații suplimentare pentru a se îmbunătăți creativitatea. Procesul creației, așa cum vă spuneam, cele trei: unicitatea, originalitatea, utilitatea socială. Sigur că aici mai avem și de a face și cu valorile teoretice și practice. Dar aceste criterii de recunoaștere, cele trei care sunt esențiale pentru creativitate. Mai departe, blocajele creativității. Dacă discutăm despre mediu, fără discuție că avem de-a face cu anumiți factori exogeni care duc la blocajele creativității, care sunt o parte, bineînțeles, din aceste blocaje. Blocaje perceptive, blocaje emoționale, blocaje de natură intelectuală, blocaje culturale. Doar o singură parte din asta. Sunt foarte multe tipuri de blocaje, pentru că este o asumare a riscului. Nu cei
iar cei care finanțează, de exemplu, o cercetare, nu sunt de acord să meargă pe un risc foarte mare, dar sigur, cu cât area este mai mare, cu atât și posibilitățile de disrupere sunt mai mari, posibilitățile de a inova, de a inventa ceva de mare calitate, de mare substanță, ceva măreț cu adevărat. Apoi, care sunt principii cu rol tonifiant, adică cine stimulează, să spunem, această creativitate. Și în primul rând trebuie să mergem de la copii, pentru că se vorbește despre copii că sunt foarte inventivi, dar pe parcurs pierd această inovare și, așa cum spuneam, Ken Robinson și nu numai, sunt experți care spun că școala, așa cum este formată, nu vorbim numai de România sau de partea sau Europei, în general, doar se discută de reformele educaționale în continuu, de a se îmbunătăți permanent zona aceasta educațională. Iar sunt, sigur, competiții atât pe plan intern cât și pe plan extern. Americanii, de exemplu, au cea mai bună cercetare, dar ea a fost utilizată de către cercetarea americană, a fost utilizată de către finlandezi care au reușit să creeze un sistem educațional foarte performant. Haideți repede să trecem, pentru că timpul nu iartă. Deci copilul nu este o procură prin care părinții să-și recupereze visele. De obicei se întâmplă acest lucru, nu au reușit să devin sportiv de performanță, copilul meu încerc să-l duc în zona aceea unde eu am ratat. Tipul de familie democratic, deci acesta, mă rog, este cea care influențează, să spunem, și care poate să îmbunătățească, să creeze condiții pentru îmbunătățirea creativității, educația precoce și intensivă, deci copilul trebuie să fie pus în situații de alegere, de a descoperi, de a inova, de a crea, de a se descurca. Stimularea încă de la vârste fragede a independenței intelectuale și de acțiunea copilului. Stimularea libertății de a comunica și de a pune întrebări. La fel, această libertate este esențială pentru îmbunătățirea sau pentru a se crea condiții pentru dezvoltarea creativității. Obiceiul de a citi în mod constant ziare și reviste. Și citirea este, mă rog, o să vedem care sunt factorii care influențează creativitatea. Pe parcursul școlarității, familia se manifeste pretenții echilibrate și un interes rezonabil față de randamentul școlar al copilului. Deci nu notele să fie principala chestiune, să fie bun la toate. Pentru că multilateralitatea s-a demonstrat, mă rog, și societățile multilaterale au intrat în faliment, dar persoanele. Deci nu multilateralitatea, pentru că putem să dezvoltăm anumite partea de vocațională prin diferite metode, tehnice și mai departe, pentru când urmărim cariera educabilului. Trebuie să fie mereu încurajare și aici, mă rog, aș mindset-ul, cartea pe care a scris-o Carol Dweck, sunt niște lucruri extraordinare de a încuraja, chiar dacă e o notă mică, dar asta înseamnă că a reușit să depășească un anumit barem. Următoarea notă, chiar dacă nu se ajunge la 9 sau 10, dar este un progres și așa mai departe, chiar dacă nu este progres, dar totuși este o consolidare a cunoștințelor. Manifestarea în fața eșecului a unei critici binevoitoare, aplicarea unui sistem de pedepse și vorbire flexibil și să fie cu multă docilitate. Creativitatea, foarte rapid, se relevă ca o însușire deosebită de complexă a întregii personalități. Este un fenomen complex, expresia interacțiunii dintre factorii cognitivi și cei non-cognitivi. Relevarea factorilor creativității oferă, pe lângă o înțelegere adecvată a fenomenului și unele repere ale acțiunii privind stimularea creativității individuale și de grup, creativitatea se dovedește a fi o trăsătură general umană, existând în formă latentă la toți indivizii și în diferite măsuri. Potențialul creativ nu reprezintă o variabilă constantă, putând fi stimulat sub influența mediului social educațional. Deci stimulat, depistarea potențialului creativ la vârste fragile și valorificarea superioară a acesteia revine în special școlii. Deci rolul școlii este extrem de mare, iar modelul pe care trebuie să-l aibă profesorul este esențial. Sigur, o să discutăm în ora următoare care sunt anumite metode legate de care pot să concure la îmbunătățirea creativității. Ne revedem ora viitoare.
Bună ziua! Revenim în partea a doua a cursului comun, gândirea critică și creativitatea. De data aceasta se alătură domnul Aron Jinaru, cercetător și civic de la Luxemburg. Vom avea această transmisie în duplex. Vine cu forțe proaspete, deși prima oră a fost în legătură online cu anul 3 relații internaționale și studii europene, deci a fost prima oră din cadrul cursului, a desfășurat-o pe platforma Google Meet. Acum vom continua cu câteva aspecte care țin de metodele care îmbunătățesc creativitatea și de aceea vom analiza aceste câteva metode care sunt importante în zona aceasta educațională. Și în primul rând vom avea metoda lecturii explicative. De ce acest lucru? Voi da explicațiile necesare imediat, pentru că este o metodă fundamentală pentru însușirea tehnicilor cu cartea și ca atare este este o metodă care ține de care ține de această formă de explicare a cum se face această metodă cum se aplică această metodă. Bun, acum este full screen, deci se poate vedea mai bine, în sensul că avem, prin intermediul acestei metode, elevul sau studentul trece de la lectura pasivă, cantitativă, la lectura activă a unui text. Acest lucru am vrut să-l pun în evidență, pentru că prin această metodă a lecturii aplicative se îmbunătățește modalitatea de interpretare, de înțelegere a unui text. Aici suntem noi deficitari și să știți că în competițiile internaționale, când e vorba de, când se aplică testul PISA la nivel internațional, noi ne situăm pe locuri neonorante față de potențialul nostru și mai ales dacă facem o paralelă cu premiile pe care le obținem la participarea la diferite olimpiade internaționale. Ori acest lucru se datorează lipsei de exercițiu. Prin metodele, tehnicile pe care le avem la dispoziție și prin metode de predare, dar și seminarizare, se pare că nu reușim să antrenăm, să facem exerciții în sensul acesta de înțelegere, de interpretare corectă a unui text. Pentru că primele texte au fost chiar legate de limba, de limbă și de interpretarea și înțelegerea unui text. Iar din acest punct de vedere, finlandezii s-au situat mereu pe locul întâi. Bun, acum o altă metodă care este la fel foarte importantă pentru a obține o altă deschidere în procesul de învățământ, ciclul acesta predare, învățare, evaluare, și anume jocul didactic. Dar jocul didactic este foarte important pentru că îmbină învățarea cu creația și dă posibilitatea educabilului să devină, să aibă un rol creator. Și această metodă are rolul de a transforma cursul, lecția, seminarul, mă rog, într-o zonă mai plăcută, să fie mai atractivă, și aici se poate angaja întregul potențial psihic al educabilului, având de a face cu partea de inițiativă, inventivitate, flexibilitatea gândirii. Deci este foarte important această metodă, jocul didactic, și sigur
sunt foarte multe păreri ale specialiștilor că prin gamificare se realizează, se îmbunătățește actul calitativ al procesului educațional. Iar rolul cadrului didactic, sigur, este foarte important, pentru că el are rolul de a instaura un climat favorabil în care elevii, studenții să fie mereu stimulați și să-și exprimă punctul de vedere, să caute conexiuni, asocieri, să-și imagineze, să creeze și așa mai departe. O altă chestiune, înainte de a introduce în sensul de a spune părerea și, sigur, documentată domnul Aron Jinaru, voi face o paralelă între gândirea creativă și gândirea critică. Sigur, cursul întreg pe care îl predăm însul la anul 3 relații internaționale și studii europene este gândirea critică. Dar pentru că a face această asociere și următoarea și viitoarea intervenție în zona aceasta, îl rog să se orienteze spre această legătură între gândirea critică și gândirea creativă. La gândirea creativă se creează ceva nou, pe când la gândirea critică se validează ceva ce este deja existent. La gândirea creativă avem ceva deosebit, diferit, dincolo este ceva convergent, concentrat. La gândirea creativă se concentrează pe posibilități, iar gândirea creativă critică se concentrează pe probabilități. Gândirea creativă nu respectă principiile acceptate, vă spuneam că aici este o marjă mai mare de acțiune, pe când la gândirea critică se aplică principiile acceptate. Se folosește partea dreaptă a creierului pentru gândirea creativă și partea și la gândirea critică se folosește partea stângă a creierului. Gândirea critică înseamnă că este inventivă, neconvențională, neortodoxă, să spunem, iar gândirea critică este secvențială, succesivă. Gândirea creativă formează ipoteze, pe când gândirea critică testează, validează ipotezele. Gândirea creativă caută pentru un model nou, deci să găsească un model nou, pe când gândirea critică folosește modelele existente. De asemenea, gândirea creativă se bazează pe fantezie, pe imaginație, pe când gândirea critică se bazează pe realități. Gândirea creativă nu utilizează soluții limitative, pe când gândirea critică, chiar acest lucru este de tip închis. Este subiectiv și imaginar când discutăm despre gândirea creativă, iar în partea cealaltă obiectiv și real. E bine, din acest punct de vedere vom discuta despre acest raport al gândirii creative cu gândirea și gândirea critică și de aceea îl rog pe domnul Aron să intervină. Bună dimineața sau bună ziua! Într-adevăr, ai prezentat bine în aspectele duse puțin la extrem pe gândirea critică pe de o parte și gândirea creativă pe de altă parte. Să înțelegem că, în general, noi facem această taxonomie sau această diferențiere, mă rog, o facem, dar, pe de altă parte, în viața obișnuită, obicei se integrează amândouă foarte bine și nu prea se face, zicem, atât de bine deosebirea între o gândire și alta. Pe de altă parte, este clar, din perspectiva gândirii critice, noi se spune așa că există aceste abilități de a gândi critic, care în ultimul timp au devenit extraordinar de importante. Văzut în ultimele, să zicem, World Economic Forum, vorbește că gândirea critică întotdeauna, ultimii ani de zile, a fost pe primele locuri de abilități necesare, abilitățile de gândire critică sunt necesare pentru joburile cele mai bine plătite.
Bineînțeles că împreună cu gândirea critică apare și gândirea creativă și ce ai tot pe primele locuri. După cum vedem, dacă cineva stăpânește foarte bine gândirea critică, chiar dacă nu are cunoștințele încă adecvate pentru un domeniu mai rezistent, pentru un job, într-o specializare oarecare, care el poate foarte repede să având foarte bine înțelese și asimilate abilitățile de gândire, atât picuiesc și cealaltă, atunci se scurtă foarte ușor aproape în orice job. Și cum suntem într-o perioadă în care dinamica jobului este una de importantă și se tot dispar joburi, apar alte pe de altă parte și atunci trebuie, având această gândire, adică abilitățile de a gândi critic și cele de a gândi creativ sunt foarte bune. De exemplu, în principiu există o clasificare, acum în perioada, o taxonomie, o clasificare, spuneți cum vreți, o clasificare a abilităților de a gândi critic, skills-urile, cum sunt denumite în termen acest și am văzut că am zis ceea ce mult este integrat și în limba română cu skills, mă rog. Termenul în limba română este abilitate. Neologism. Abilitatea și sunt, în principiu, sunt o taxonomie în condițiile internetului, pentru că din ce în ce mai mult aceste abilități de gândire critică, pentru că din ce în ce mai mult vedem că lucrăm online și a grăbit într-un fel criza în care suntem abilitățile de a lucra peste internet. Și, în principiu, era și gândirile făcute sunt în 6 categorii, dar el a spune în 2 grupe. Grupa 1, care e o grupă mai degrabă, care începe cu a memora, a te aminti, da? Prima, remembering, cum spune în termenul englezesc, începe cu a înțelege, understanding-ul, și continuă cu applying, adică aplica. Deci, vedeți, într-o dată învăț ceva foarte complet, eventual, îl înțeleg bine și apoi îl aplic. Ăsta, ziceam, ar fi din prima buclă a gândirii, a abilităților de gândire critică. A doua grupă ar fi, urmează o analiză și o analiză pe mai multe zice, evenimente, mai multe sisteme, mai multe ce vreți, face analiză, face evaluare a analizei pe care ai făcut pentru evenimente, pentru fenomene, pentru procesele pe care le-ai analizat, după aceea le evaluezi și vezi cam care dintre ele e mai interesant pentru scopul tău, de obicei ai un scop, ai o misiune cu făcut și așa mai departe. Și eventual, și în ultima dată zic, cu ceea ce se numește abilitatea de a critică, de a gândi critic. Abilitatea de a gândi critic. Și aici, sigur că este tapta, să zicem, ultimă și în această taxonomie în care gândirea critică ne apare ca o taptă în care, de altfel, deja încep să aplic foarte creativ de data asta, inventiv, inovativ, ceea ce am analizat, ceea ce m-a evaluat, ce am zis, asta e că există, apropo de de aceea sunt în posibilitate și în posibilitate pot să văd, să văd cum aplic implică activitatea pentru a face ceva nou, să propune ceva nou și așa mai departe. Deci, cum vedeți, și sigur că acestea sunt pe următoarea treaptă sunt dezvoltate într-o 26 de ani, dar nu discutăm de toate, sunt aici să-și cunoaștem pe aceste șase tipuri de abilități de a gândi. Deci a memora, a-ți aminti, a înțelege, a aplica, ca prima buclă, trei, și a doua buclă, a analiza, a evalua, a fi creativ, a crea. Sau inova, dacă inventa, inova. În sensul că, când vorbim aici, creativitatea se duce mai departe și spre ideea de inovare și până la urmă și a face ceva nou, efectiv a face ceva nou. Pe de altă parte, dacă privim așa din ce în ce mai mult, acum vorbim odată cu dezvoltarea inteligenței artificiale, vedem că primele 4-5, de fapt primele 3, sigur, încep să fie foarte bine executate de inteligența artificială, primele din aceste abilități, da? Primele sunt foarte ușor, pentru asta și inteligența artificială excelează. Amintește, a ști foarte bine, ai bazele de date foarte rapid, se ușor. Înțelegerea, dacă e bine prezentată, înțelegerea, aici este o înțelegere în care nu mai intervine abilitatea umană. Dar
memorarea și amintirea acolo, inteligența artificială o face foarte bine. Privesc din perspectiva inteligenței artificială, acum spun asta, pentru că inteligența artificială, din ce în ce mai mult, orice job, oricare ar fi el, în următorii 10 ani de zile, eu spun că va, chiar și măturătorul de pe stradă va utiliza o inteligență artificială care să-l ajute și el doar să... o inteligență artificială. Deci, în principiu, în perspectiva nu prea îndepărtată, oricare job va fi însoțit de o inteligență artificială care este adecvată pentru tipul de activitate și de job pe care îl faci. Deja împreună omul cu abilitățile lui de înțelegere și gândire creativă special, care în general e foarte greu de făcut și alătura cu inteligența artificială, eventual transpusă într-un robot, oricare fie el tipul de robot, încep să fie foarte performanță în ceea ce fac și extraordinar de eficace. Da. Deci, după cum vedeți, pe departe, trecând la celelalte, grupa a doua, ciclul al doilea, analiză, evaluare, creație, și aici, în primele, în primul analiză, a început realitatea, adică inteligența artificială, să fie extraordinar de performantă în analiză. Acum, de exemplu, un doctor e mult mai eficace în a, de exemplu, a vedea semiologii, dacă vreți, care sunt, care sunt ce, de ce suferă unul sau altul, vedea semnalele și a consulta pe un bolnav și cu ajutorul inteligent, cum este, de exemplu, inteligența artificială de tip Watson, parcă IBM-ul l-a făcut, în care te ajută foarte bine să determini mai rapid, mai bine și mai, mai bine, mult mai bine decât un doctor, chiar fie foarte specialist și cu o experiență bogată. Deci, inteligența artificială ne ajută în așa ceva și un doctor foarte bun cu o inteligență artificială este mult mai performant decât, de fapt, și în următorul deceniu, toate joburile vor fi, dacă vreți, disrupte din perspectiva asta. Să înțelegem că a vedea și a ne pregăti în direcția asta, cel puțin mental, vom ajunge să lucrăm, să avem într-un fel, deci partenerul meu, inteligența artificială specifică pentru jobul meu, asta va fi în câțiva ani de zile, va începe să, peste tot să existe. Deci, pe de altă parte, creativitatea începe încă este, să zicem, specific uman. Ok, există primele elemente în care se spune că și inteligența artificială poate să fie cât de cât creativă, dar încă este una de tip uman. Cum vedeți, în principiu, acum, joburile bine plătite sunt cele care într-un fel, și-au dezvoltat abilitățile de a gândi critic și de a fi creativ. Și aici este un lucru de care trebuie să ținem cont. Nu mai putem să nu ținem cont de acest lucru. Și de asta trebuie să ne pregătim în direcția, ne pregătim anticipând. Chiar dacă acum sunt relativ puține în care se fac, dar din ce în ce mai mult odată cu faptul că desigur o inteligența artificială are nevoie de o capacitatea de calcul extraordinar de mare și odată cu scăderea dramatică și creșterea capacității pentru dramatică a costurilor și creșterea foarte puternică a capabilităților de computare a noilor, mă rog, computere, care sunt ele, care sunt un mic chip și care se și așa mai departe, deci ne dă acest lucru. După cum vedeți, din perspectiva asta putem să spunem și dintr-o perspectivă mai largă în a înțelege ideea de gândire critică, abilitatea de a fi creativ este inclusă în această mai largă, să zicem, dintr-o perspectivă mai largă. Pe de altă parte, ai făcut foarte bine la început, atunci ai făcut această disjuncție. La un capăt este ok gândirea critică, care e mai pe stâng, cealaltă gândirea creatoare, care mai avea pe și așa mai departe. De altfel, până la urmă, eu aș spune că mai degrabă este creierul stâng. Era unul dintre neurologii care de acum vreo 15 ani de zile vorbea că mai degrabă e poate mai adecvat să spunem că
creierul, emisfera stângă se ocupă mai degrabă cu trecutul, cu ceea ce există, cu realitatea, și emisfera dreaptă se ocupă mai multe cu posibilitatea, cu noutatea, cu evoluția, etc. Și dar și din acest punct de vedere, dacă le vedem împreună, vedem că într-adevăr e nevoie să le armonizăm. Și sau, dacă vreți, să le utilizăm acolo adecvat unde trebuie și când trebuie. Aș vrea să rămânem tot în domeniul acesta al creativității, după care să vorbim și de alte elemente și o să introducem gândirea laterală în comparație cu gândirea critică, dar până atunci aș vrea să arătăm un filmuleț, să spunem, pe care Ken Robinson are o pledoarie despre aceste școli creative și mai ales de că elementul creativitate este întotdeauna subordonat sau este cumva în opoziție cu partea aceasta de antrenament, în sensul că antrenamentul, dacă nu se face la un nivel foarte performant, și aici rolul trebuie să-l aibă școala. Dacă școala nu este cea care are acest rol de a dezvolta creativitatea, atunci rolul școlii este diminuat. Haideți să-l ascultăm pe Ken Robinson, care este spumos în tot ceea ce face. Din păcate, anul acesta a decedat, dar rămâne unul dintre marii specialiști în domeniul educației și are aceste pledoarii de mare substanță. The second is that it's put us in a place where we have no idea what's going to happen in terms of the future. No idea how this may play out. I have an interest in education. Actually, what I find is everybody has an interest in education. Don't you? I find this very interesting. If you did at a dinner party and you say you work in education, actually, you're not often at dinner parties, frankly, if you work in education, you're not asked, you know, and you're never asked back, curiously, that's a thing strange to me. But if you are, and you say to somebody, what do you do? And you say you work in education, you can see the blood run from their face. They think, oh my God, you know, why me? It's my one night out all week. But if you ask people about their education, they pin you to the wall. Because it's one of those things that goes deep with people, am I right? Like religion and money and other things. So I have a big interest in education, and I think we all do. We have a huge vested interest in it, partly because it's education that's meant to take us into this future that we can't grasp. If you think of it, children starting school this year will be retiring in 2065. Nobody has a clue, despite all the expertise that's been on parade for the past 4 days, what the world will look like in 5 years' time. Va trebui să renunțăm pentru că, deși este tradus și în limba română, nu a fost preluat și de aceea traducerea, sigur, studenții sunt în cea mai mare parte cunoscători ai limbii engleze, dar din acest punct de vedere, nefiind traducerea preluată, am renunțat. Cert este că el face o pledoarie, sigur că e foarte spumos în tot ceea ce face și pledoarii în toată lumea a avut tot felul de conferințe de genul acesta, în care el, sigur, a pledat pentru creativitate. Iar faptul că te naști cu o anumită creativitate și după aceea aceasta scade sau nu mai este luată în calcul, este o vină majoră a școlii și de aceea el propune tot felul de soluții în cartea sa Școlile Creative și în are și alte cărți, sigur, cu Descoperă-ți elementul, ca ultimă carte, să spunem, dar este extrem de interesant în privința aceasta și este un exemplu de pledoarie pentru
a convinge despre anumite lucruri care sunt despre deficiențe în sistemele educaționale. Și de aceea o pledoarie pentru o nouă reformă în care creativitatea trebuie să aibă un rol foarte important. Dacă din punctul ăsta de vedere asupra acestui, pentru că din păcate n-am avut traducerea și n-am mai putut să continuăm. Da, o să pot să spun într-adevăr activitatea lui Sir Ken Robinson este extraordinară. Pentru că ai avut și posibilitatea să te întâlnești. Pentru că, da. pentru că totă parte el a fost dintre primii care a făcut cercetări și a demonstrat foarte clar cu sistemul clasic de învățământ sau nu știu cum școală. Ucide creativitatea și a arătat că vârsta de undeva de la 4, 5, 6 ani de zile, toată lumea e genială din perspectiva creativității, dar la 10, 11 ani de zile deja numai câteva procente au mai rămas care n-au creativitatea, pentru că conformismul social impus de un sistem educațional, cum spunea și Ken Robinson, care este specific unei moderniste, producția de masă care într-un fel venea cu ideea de uniformizare, cu toată lumea se știe la fel și așa mai departe, ucide creativitate. Și desigur că, revenind la ceea ce a spus puțin mai devreme, în viitor, într-o economie și într-o societate bazată pe cunoaștere și, hai să zicem, cea a conștiinței, dacă vreți, din ce în ce mai mult vedem că acest tip de educație făcut în sistemele actuale, din păcate, în toată lumea, sistemele actuale educative sunt de tipul de care critică Ken Robinson, în care uniformizează și nu e bine pentru că uniformizarea ucide creativitate. Pe de altfel, și vedem că din ce în ce mai mult cei care angajează marile companii care sunt în domeniul de ălora de vârf cer întotdeauna spiritul creativ să fie prezent și, pe de altă parte, și spiritul critic. Am spus și repet și este foarte important să înțeleg că este atât spiritul creativ și abilitățile corespunzătoare, cât și cel creativ, cât și cel critic, sunt cele care sunt cele mai căutate abilități pentru angajări în firmele care privesc spre viitor, care privesc și se adaptează într-un fel viitor. Pe de altă parte, Ken Robinson, iar el spune foarte bine într-una dintre cărțile lui, Out of the Mind, dacă nu mă înșel, în care vorbește despre faptul că să nu uităm că avem, de o parte avem imaginația, care hai să zicem e cea care mă face să imaginez, să creez ceva nou, ceva nevăzut în imaginație, după aceea creativitatea și aici inovarea. Și acestea trei sunt cele care, de fapt, deși nu pot, în care inovarea transpune ideile creative în produse, servicii noi și așa mai departe, plus față de cele modalitate de piață. Creează lucrurile noi, creativitatea care creează modalități noi de a le produce, de a face și, pe de altă parte, inovarea care le transpune ideile noi și le transpune și le transformă acum din ce în ce mai mult în produse și astea noi. De altfel, din ce în ce mai mult tehnologiile actuale care, pe de o parte, încep să zic că eu creez produsul nou într-un soft, îl creez imaginat, îl transform într-un soft creativ, îl fac pe treaba asta și apoi acel produs îl dau eventual unei imprimante 3D sau unei mașini cu o comandă numerică să mi execute ea. Și cam asta, producția viitorului, cam asta va fi, după cum vedeți. Pe de o parte am nevoie să fiu imaginativ, să creez, să văd, să-mi imaginez lucruri noi, să închipui și așa mai departe ce ar putea să fie. Deci ce-ar fi dacă, iarăși începe să devină, sau de ce nu, sunt întrebările cu care lucrează într-un fel o gândire creativă și imaginativă. Ce-ar fi dacă și de ce nu să ne gândim altfel? De ce nu să facem altfel? De ce s-a făcut până acum așa? Sigur că s-a făcut pentru că, na, așa a fost tradiția, așa s-a făcut aici, așa am învățat noi, dar poate că se poate face și altfel. Și sigur se poate face și altfel. Asta este cel, numai e momentul de față. Deci, cum vedeți, după cum vedeți, el prin cea și prin toate astea, iarăși, e pledoarie pentru un nou sistem educațional. Pe de altă parte, el mai spune un lucru. El spune că sistemele educaționale sunt extraordinar de greu de reformat, de schimbat.
sunt atât de greu, încât el spune că e mai bine să facem de jos în sus, în care să dai posibilitatea ori profesorilor în general să fie creativi, să-și propună să fie creativ și să imagineze, experimenteze lucruri, model de tehnici noi, și de acolo de jos în sus, după aceea prin experiențiere și așa mai departe, se poate mai ușor așa decât de deasupra. Sigur că cel puțin, eu mai spun de multe ori, e bine cel puțin ca sistemele actuale să nu interzică, să lase posibilitatea de a se face experimentări prin care vor ieși în funcție, până la urmă, metodele tehnicile specifice sistemelor educaționale de mâine, dar vorbesc de mâine, adică de mâine înseamnă poate în anii viitor, cu cât mai repede, cu atât mai bine, pentru că până mine va fi deja prea târziu. Ne vom întreba ce s-a întâmplat cu noi. Accelerarea în care am intrat de schimbare civilizațională atât de mare, încât chiar peste câțiva de tine începem să ne întrebăm ce s-a întâmplat cu noi, dacă nu încercăm să înțelegem să fim eventual pe creasta valului. Sigur, e de dorit să fim pe creasta valului. Pentru că dacă nu, pe accelerarea care se face pe măsă. Da, deja ai anticipat câteva lucruri legate de forma aceasta de creativitate care să dizrupă și vom introduce în discuție o paralelă între, adică vom introduce în primul rând gândirea laterală ca metodă de îmbunătățire a creativității, asta pe de o parte, și vreau să arătăm care este comparația între gândirea laterală și gândirea critică. Deci gândirea, sau gândirea verticală, deci cum e mai denumită. Deci la gândirea verticală este selectivă, pe când gândirea laterală este generativă, de a generează, da, multe idei, multe soluții și așa mai departe. Deci aici o să discutăm despre Eduard de Bono, pentru că el este autorul gândirii laterale, și despre ubicuitatea gândirii laterale, despre ceea ce spuneai că în marile companii e bine să cere astfel de lucruri și foarte multe aplicații extraordinare, deci chiar vorbim despre ubicuitatea gândirii laterale. Mai departe, are nevoie gândirea verticală de o direcție ca să înainteze, pe când gândirea laterală înaintează pentru a genera, deci ea este generatoare a unei direcții. Ea, gândirea verticală este analitică, iar cea laterală este provocatoare. Gândirea verticală este secvențială, adică step by step, nu? Înaintează mai greu, pe când aceasta face, gândirea laterală face salturi. Ceea ce este extrem de importantă, această dizrupere. Gândirea verticală, fiecare pas trebuie făcut trebuie să fie corect pentru a ajunge la o concluzie corectă, pe când la gândirea laterală, acele goluri lăsate de salturi trebuie să fie umplute cu pași corecți după formularea unor judecăți. Deci este o paralelă în care arată practic superioritatea gândirii laterale și în același timp... Eu n-aș spune neapărat... Da, poate că am folosit un termen prea exclusivist, dar completează gândirea verticală în sensul că aduce unele îmbunătățiri și pe anumite paliere chiar este relevantă. Apoi, gândirea verticală arată că negațiile blochează drumurile, pe când la gândirea laterală nu există negații. Încă trei comparații de genul acesta. Cere gândirea verticală concentrare și eliminarea ceea ce nu este relevant, pe când gândirea laterală, oamenii primesc cu bucurie intervențiile întâmplătoare. La gândirea verticală, categoriile, clasificările și etichetele sunt fixe, pe când la gândirea laterală nu se fac etichetări, nu se critică.
Și ultima comparație, sau mă rog, termen așa de comparație și de diferențiere în cazul acesta, la gândirea verticală urmează de fiecare dată cele mai plauzibile căi, iar la gândirea laterală urmează cele mai puțin probabile căi. Bun, deci în felul acesta voiam să scoatem în evidență aceste aspecte. Acum, te-aș ruga dacă să intervii. Da, eu vreau să fac câteva comentarii legate. Eu, această, iarăși, arată foarte clar anumite tipi, dar pe de altă parte, eu aș întotdeauna, ideea este că a privit gândirea verticală și cea orizontală, sunt dacă vrei, dacă două momente diferite, până la urmă, împreună, dacă știu să le armonizezi, gândirea verticală cu cealaltă, atunci sunt eficaci. Și novator și eficace. Pentru că cu gândirea verticală atunci ajung să fac foarte bine și eficace lucrurile. De adevărat, după ce prin gândirea critică am descoperit ceea ce va trebui să fac, e foarte important să știi ce vreau să fac. Deci eu trebuie să le privim într-o, dacă vrei să le armonizez. Sunt momente în care gândirea laterală e necesară, e adecvată într-un moment, în alt moment e adecvată gândirea de tip orizontal, vertical, mai este și al convergent sau divergent. Până la urmă nu mai contează, echivalent, sunt relativ echivalente din perspectiva asta. Pe de altă parte, vreau să mai spun ceva, e foarte interesant un istoric, puțin următorul lucru despre Eduardo Bono. Eduardo Bono, din punctul meu de vedere, este printre primii, să zicem, gânditori, el a fost, a terminat medicina, dar și care a înțeles foarte bine ideea de complexitate. El, prin 68, a scris mecanismele, nu știu mai cum, în orice caz o carte, prin 68, atenție, în 1960, că nu se vorbea de complexitate și de toate astea, a înțeles foarte bine, a fost un anticipator a ideii de complexitate, pentru că el a creat un model simplu, de altfel și foarte, foarte sugestiv. Modelul gândiți-vă că le spune informațiile ca o ploaie care pică peste o mobilă de nisip și informațiile pică pe aceste mobile de nisip din, să zicem, creierul și pe el pică și vin și formează niște șanțuri acolo. Și dacă tot timpul pică și se formează pe șanțurile alea, șanțurile se mărește și atunci e din ce în ce mai greu să faci trecerea dinspre gândirea asta de tip vertic. Vertical, cum ai spus, tu spre o gândire laterală, pentru șansa devenită atât de mare încât e greu să ieși din el. Și de atunci și aici așa apar fenomenele de fundamentalism, de orfel, în gândire, în toată treaba asta, pentru că este extrem de greu să mai ieși, să ne înțelegem, asta e metaforic vorbind, dar rețelele neuronale care au fost studiate în ultimii ani de zile au demonstrat că mecanismul e cam cel pe care l-a intuit și l-a făcut din 68 Eduard de Bono. Deci, gândiți-vă pentru cei mai în vârstă sau pentru cei care pot să fie tineri bătrâni, în sensul în care deja și-au, mă rog, s-au pus numai pe șansurile acelea, că este foarte greu să iasă din acele șansuri, să iese în afară și ei văd doar, nu știu, poate șansul și nimic altceva și pe ele, pentru că așa au făcut, așa se fac, așa s-a făcut de nu știu câte ori. Deci, pe de o parte, Eduard Bono a avut anticipând aici și din acest model a derivat toate, să zicem, metodele și tehnicile lui sunt nenumărate pe care le-a propus. În sensul de a gândi mai bine, a acționa mai bine și așa mai departe. Știți foarte bine că metoda de lucru împreună, cele șase pălării gânditoare, este clasica metodă pe care, poate că dacă avem timp, putem să discutăm ceva și despre ea. Pe de altă parte au creat chiarăși Six Action Shoes, cei șase pantofi de acțiune, în care arată cum să fii și pragmatic cu fiecare în parte, cu funcție de contextele și așa mai departe. Eduard Bono, da, este, metodele lui sunt și sunt relativ foarte metaforice și simple de înțeles. Și se pot aplica ușor de oricine. Citește o carte a cele șase pălării gânditoare, o citește pur și simplu și poate să o aplice împreună cu echipa lui, cu prietenii lui, în contexte diferite. Cum să fie creativ în toate astea. De fapt, e vorba mai degrabă, o să-l amintesc acum foarte repede, cele șase pălării gânditoare, că este extraordinar de important să se vadă cum acționează. Cea galbenă cu creativitatea.
Da, deci are pălăria albă, pălăria prin care luăm informații, pălăria verde, care este o pălărie a creativității, pălăria roșie este pălăria emoției și a intuiției, pălăria galbenă este pălăria unei gândiri pozitive, pălăria neagră este pălăria gândirii critice în sens restrâns, avocatul diavolului. Nu în sensul de gândire critică de care discutăm, gândire critică în sensul de a critica pe cineva și de obicei da. Critica făcută un pic pentru un pic, okay. Da. Și a șasea pălărie este pălăria albastră. Pălăria albastră e pălăria metagândirii. Și cu pălăria albastră este pălăria celuia care, cum să spun eu, este moderatorul jocului pălăriilor. Și el spune așa, hai, acum avem nevoie de informații ceva despre ce discutăm, tematica care o discutăm acum. Puneți-vă pălăria albă și aduceți informația. Am adus-o, acum hai să vedem. Avem informații, dar noi am dat ceva mai deosebit. Ia puneți-vă pălăria în ipostaze diferite și atunci... Și da. Gândiți puțin creativ care ar fi soluții. Intră actorul în acțiune și cel care acționează. Bun, vreau să mai facem câteva lucruri, doar o mică completare. El a introdus gândirea laterală în 1967, dar ceea ce mi se pare important este că esența asta, pentru că gândirea laterală e foarte importantă, știi foarte bine că este și marketingul lateral și aduce acolo o explozie de soluții din toate punctele de vedere, în publicitate și în toate acele formale de promovare și nu numai. El spune ca principiu că nu poți crea o groapă nouă adâncind una veche. Ca principiu. Foarte multe soluții sunt. Haideți să vedem care sunt totuși tehnicile din această utilizate de această metodă, metoda aceasta gândire laterale și o să, până voi face trecerea respectivă, voi da și câteva exemple de genul dacă luăm după gândirea strict, gândirea critică, ar trebui într-o situație de genul s-a defectat liftul la un bloc cu 10 etaje și constructorii care în sfârșit trebuie să facă renovările în continuare au mari probleme legate de transport și așa mai departe. Și au acuzat că merge foarte încet acel lift. E bine, se poate spune, pentru că realitatea asta era, că totuși merge foarte încet, ce se putea face din gândirea critică? Trebuia să se meargă pe varianta de a se chema o echipă de întreținere și să vadă dacă este... Bun, dar ce putea să fie? Că era funcțional. Echipa respectivă nu putea să facă mai mult. Așa era proiectat. Un alt lift, ca să fie concentrat un alt lift, era de o valoare foarte mare și nu se merita și însemna o întrerupere a activității. Ce se face prin gândirea laterală? Adică să gândești ceva în afară, în afara lucrurilor care sunt strict raționale. Și o chestiune foarte simplă de a monta la fiecare etapă câte o oglindă ca oamenii să poată să privească, mai ales, sigur, de persoane de sex feminin, cu totul altceva, și atunci timpul trece mai repede. Deci lucruri care sunt extrem de banale în această deci, privință. Le-a schimbat percepția. Le-a schimbat percepția, foarte bine. Percepție. Exact. Percepția cu timpul că e lung, pentru că n-aveai ce să faci. Același lucru, de exemplu, în 9 puncte să le unești cu patru linii, ceea ce prin gândirea critică, gândirea verticală, nu s-ar putea. E totul, pentru că se merge pe ideea de a rămâne în același plan. E bine, se poate depăși prin linii cadrul în care sunt cele 9 puncte și atunci există această posibilitate. Alte exemple sunt cele legate de, mă rog, acea punte care suportă doar 70 sau să zicem 90 de kilograme.
altfel se rupe, iar persoana care este care trebuie să treacă are 89 de kilograme 800 și mai are și două mere care trebuie să treacă în asta și atunci sigur că după gândirea critică lucrurile sunt evidente că n-ar trebui să fie se rupe puntea. Și cum trece? Aruncând merele și când unul, când altul și atunci nu are greutatea maximă de 90 de kg ca să se rupe puntea. Și multe chestii de genul acesta. Deci iese din rapid pentru că timpul nu ne mai permite. Tehnica abordării inverse, deci tehnicile care se utilizează pentru această metodă, tehnica schimbării prospectivei, tehnica ieșirii în afara tiparului și alte tehnici, din păcate nu o să mai avem posibilitatea să le mai comentăm, tehnica negativului fotografic, tehnica asocierii îndrăznețe, tehnica întrebărilor în rafală sau cascada în întrebărilor și alte, mă rog, chestiuni pe care ar trebui să le discutăm. Voiam să discutăm și despre sinectică, așa, o metodă interesantă, dar nu o să mai avem timp. Aici aș vrea să discutăm, pentru că știu că ești amator de astfel de lucruri, cu dieta echilibrată, bogată în alimente creier, adică să fie alimentat creierul, până la urmă, pentru a fi un bun creator, un bun cercetător, e nevoie de surse pentru creier, creierul să fie într-o stare foarte bună. Și atunci sursele acestea de carbohidrații complexi, de acizi grași și de antioxidanți, de protecție, ciocolată și așa mai departe. Și aici sunt date câteva exemple pe care putem să le utilizăm pentru a fi în formă, pentru a menține creierul în formă. Și acesta trebuie să fie la rândul lui alimentat, nu numai de ordin spiritual și așa mai departe. Trebuie să fie alimentat. O ultimă concluzie te-aș ruga, pentru că suntem în ultimul minut. Adică ați păstrat creierul în funcție, firesc că trebuie să te alimentezi cât mai natural posibil și în general. Bun, închem aici. Da, închem aici. Pe de altă parte, ideea este creierul și mai ales creierul copilului trebuie alimentat și cu informații și numai informații, emoții și așa mai departe. Întotdeauna trebuie să ajungi să-i dai și de ideale, numai de aliment are nevoie și de informații. Deci închem aici cu alimentarea efectivă, dar și cu informații. Timpul a expirat. La revedere, ne vedem data viitoare.